Diana se afla în fața unei arcade de flori, presărată cu garoafe roz. Purta o rochie albă ca zăpada. Ținuta era simplă, fără dantelă și pietre, dar se potrivea foarte bine femei. Cu toate acestea, mult mai mult decât rochia și coafura, era frumoasă, cu un zâmbet și o sclipire în ochi. Doar o femeie îndrăgostită putea avea o astfel de expresie pe chip. Decizia dumneavoastră de a vă căsători este reciprocă și voluntară? A întrebat prezentatoarea ceremoniei, privindu-i cu un zâmbet pe bărbatul și femeia din fața ei. Rog să răspundă, Mireasă! Diana a tras aer în piept și a spus. Cu doi ani înainte de acest eveniment, Diana, neașteptat pentru ea însă și, a nimerit într-un serial. Cine nu visa la așa ceva, măcar o dată în viață, să devii protagonistul unei telenovele, să trăiești o avalanșă de emoții, iar apoi să-ți găsești finalul fericit. Ei bine, Diana nu visa. Era destul de mulțumită cu o viață cumpătată. Recent, femeia a împlinit 29 de ani. După ce a absolvit universitatea, a început imediat să lucreze în cadrul firmei tatălui ei, pe nume Olec. Compania era specializată în producția și vânzarea de îmbrăcăminte pentru întreaga familie. Istoria dezvoltării companiei lor a început cu o mică cooperativă de cusut, apoi au apărut mai multe fabrici, iar marca a devenit recunoscută. Diana a petrecut mult timp cu personalul companiei încă din copilărie. Adevărul este că mama ei a plecat în ceruri când fata avea doar trei ani. Prin urmare, Oleg, care nu a vrut să-și dea fica pe mâna unor bone necunoscute, a fost nevoit să ia copilul cu el peste tot. Diana a fost dedăcită de către toată lumea, de la femeia de serviciu până la contabil. Firește, când a crescut, a decis că își va lega soarta de aceeași firmă. Pornind cu anestitate ca stagiar, Diana a urcat rapid pe scara carierei și a ocupat postul de director de marketing. Nu a cerut niciodată favoruri, a realizat totul cu abilitățile sale. Îi plăcea munca ei, era excelentă. A organizat campanii publicitare eficiente, a înființat o revistă de imagine despre modă, a promovat, de asemenea, marca de haine pe piața mondială. Tatăl tot visa că, după moartea lui, Diana va fi cea care va fi la cărma companiei. Cu toate acestea, femeia a decis să cedeze acest loc surorii sale mai mici, Maria. De când se ținea minte, Diana îi ceda mereu locul Mariei, compătimindu-și sincer sora. Chestia este că Maria era o soră vitregă, care a apărut în viața Dianei în urma celei de-a doua căsătorii a tatălui ei. Tatăl real al Mariei s-a dovedit a fi un om oribil care și-a abuzat soția și fica, fapt pentru care a ajuns la închisoare. Diana a aflat despre asta foarte devreme, după ce a auzit o conversație între adulți. Ea și Maria se jucau de avați ascunselea, iar Diana s-a ascuns în biroul tatălui ei, sub masă. A auzit multe detalii din viața tinerei mame și surorii vitrege. Ea a reținut clar, pentru tot restul vieții sale, cum spunea tatăl ei. Când a ajuns poliția, a găsit-o pe doina inconștientă. Maria se ascunsese sub pat și plângea. Tatăl ei a încercat să o scoată, dar nu i-a reușit. Din fericire, vecinii au auzit țipetele la timp. De atunci, ea spera sincer că o va putea ajuta pe Maria, că va deveni o familie adevărată pentru ea. Diana nici măcar nu era geloasă dacă o vedea pe sora ei mai mică, lingușindu-și tatăl. Se bucura că Maria îl iubea pe bărbat ca pe propriul ei tată și începuse să uite trecutul. Chiar și atunci când li se dăruiau jucării diferite, iar Maria începea să plângă pentru că darul Dianei îi plăcea mai mult, fata îi dădea imediat surorii sale lucrul revenit. Ea nu era la comă. Și acum, când surorile au crescut, iar tatăl lor a început să se îmbolnăvească, Maria a început să o roace pe Diana să îi lase ei compania. Îți place munca ta? A spus ea, privindu și sora cu rugămintea. De ce ai schimbat ceva? Oricum vei avea destui bani. Iar eu îmi doresc atât de mult să fiu directoarea să realizezi că pot să fac ceva, dar te-a interesat vreodată asta până acum? Tu voi ai doar să desenezi haine, s-a încruntat Diana. Și ca să fiu sinceră, nu vreau să discutăm despre moștenirea tatei. Sper că va trăi destul de mult timp. Maria și-a strâns buzele, s-a retras temporar ca un val, dar apoi a venit cu o nouă forță și eu îl iubesc pe tata. Dar el nu va trăi la nesfârșit. Ar trebui să ne gândim la viitor, să discutăm totul cu tata, ca să nu existe neînțelegeri. În cele din urmă, Diana a cedat. Oleg se îndoia încă de corectitudinea unei astfel de decizii, dar obișnuia să aibă încredere în propria fică. Diana putea convinge. În general, Diana se bucura de viață. Lucra într-o echipă grozavă, avea proiecte și cunoștințe noi, era căsătorită cu un soț iubitor. Și iată că, într-o dimineață norată, a început prima parte a serialului, în care Diana a devenit, fără să vrea, personajul principal. Ea se întorcea acasă dintr-o călătorie de afaceri. Femeia era fericită. Reușise să obțină un contract cu o marcă vestimentară importantă și să creeze o colaborare cu ei. Aceasta le promitea un succes incredibil și un aflux de clienți. Sâmbătă dimineața, Diana se grăbea spre casă, bucuroasă că ajunsese cu câteva zile mai devreme. Ar fi putut să rămână în Franța și să-și petreacă weekendul cu echipa ei, dar renunțase la această idee. Femeia a decis să-i facă o surpriză soțului ei, Călin. Diana nu l-a rugat pe soțul ei să vină să o ia de la aeroport, nici măcar nu l-a sunat în prealabil. Și-a pus lenjerie frumoasă și o rochie nouă. A adus o sticlă de vin scump din Franța, brânzeturi și chiar o baghetă, care era încă crocantă când abia o atingeai. Diana și-a dat seama că, în ultimele luni, a petrecut mult timp cu proiectele de la serviciu. Cu toate acestea, astăzi intenționa să se revanșeze și să-și învăluie soțul cu dragoste și tandrețe. Ea anticipa cum vor umple cada cu apă și vor începe să bea vin. Așa, chiar de dimineață. Și cine le-ar fi interzis o astfel de mică poznă? Când femeia a ajuns acasă, a fost întâmpinată de. O altă femeie. Bună ziua, a spus tânăra, încremenită pe loc lângă găleată. Purta uniformă și mânuși lungi și galbene. Bună! A dat din cap Diana, apucând mai comod punga de cumpărături. Și dumneavoastră cine sunteți? Oh, sunt de la compania de curățenie, felicia mă numesc, a relatat rapid fata. Domnul călin m-a rugat să fac curățenie. Dumnealui plecat, a spus că se va întoarce în câteva ore, așa deci, Diana s-a supărat pentru o clipă, dar s-a liniștit repede. Ei bine, n-am să vă deranjez. Călina a decis să facă curat în casă înainte de sosirea mea. Ce drăguț, s-a gândit ea. Ei bine, consumul de vin poate fi amânat pentru cină. Diana se îndreptă spre camera de la capătul apartamentului, însă femeia de serviciu o opri. Stați, încă nu am făcut curățenii acolo. Fata a devenit palidă, iar ochii ei fugeau în jur. Diana s-a încruntat, surprinsă de această reacție. Nu-i nimic. Locuiesc cu porcul ăsta de cinci ani. Nu mă sperie niște șosete împrăștiate sau o cutie de bere goală, s-a ferit ea, continuându-și drumul. Așteptați, dar dumneavoastră, a început fata. Numai că Diana intrase deja în bucătărie. A fost uimită să vadă pe masă rămășițele luxului. Sau mai degrabă, ale unei cine romantice. Lumânările din sfeșnicele ei preferate, un cadou de nuntă al unei prietene, erau mai mult de jumătate arse. Farfurii murdare de resturi. Paste și fructe de mare uscate. Pahare goale, dintre care unul avea urme de ruj roz pe el platouri cu căpșuni, brânză, fructe, nuci. Diana era alergică la căpșuni. Ce naiba! A înjurat Diana, încremenind. Ea a aruncat punga pe masă și s-a repezit în dormitor, trecând pe lângă femeia de serviciu. Femeia a deschis ușa și a văzut că patul era șifonat. Încăperea era sufocantă, mirosea lumânări parfumate a transpirație și încă ceva. Acolo era deja o găleată cu gheață topită și o sticlă goală de vin spumant. Diana își duse mâna la gură, realizând că îi se făcea rău la vederea a ceea ce zăcea pe podea. Produs de cauciuc numărul 2, sau cum îi se spunea înainte. Ea și Călin erau neprotejați de un an de zile. Diana își dorea de mult timp un copil, însă Dumnezeu nu le trimisese încă o barză cu un bebeluș. Și după cum se părea, din motive întemeiate. În spate a scârțit o placă de parchet. Femeia se întoarse brusc. În spatele ei stătea Felicia, cu o expresie foarte tristă pe față. Îmi pare rău, n-ar trebui să mă bac. Dar, sunteți bine. A șoptit ea, frecându-și nervos mâinile înmănușate. Diana a dat din cap, deși era departe de a fi bine. Femeia de serviciu s-a uitat la fața ei și a spus ceva ce Diana nu știa. Plângeți. Diana și-a șters în grabă fața, Surprinsă să observe că era udă. Nu ște duse seama cum începuse să plângă. S-a repezit la geanta ei și a scos banii. I-a înmânat femeii de serviciu nedumerite. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Sunteți liberă să plecați. Dar n-am reușit să fac nimic, spuse fata confuză. Mulțumesc și pentru asta, a zâmbit femeia cu tristețe. Când fata a plecat, Diana a încercat să-și revină în simțiri. Dar în zadar. Femeia s-a dus în bucătărie și a aruncat la gunoi farfuriile, paharele, chiar și sfeșnicele. Regreta doar că nu împrumutase mânuși de la fata de serviciu. Apoi a deschis o sticlă de vin și l-a vărsat într-o cană de cafea. A rupt felii de baghetă, atât de delicioasă, aromată, crocantă la exterior și incredibil de moale în interior și a plâns. Doar gândiți-vă la asta. Ea voia să aibă un copil de la călin. Credea că o duc bine, dar s-a dovedit că el o înșela. Mai mult decât atât, Diana îl susținea mereu. Călin tocmai renunțase la o altă slujbă. Întotdeauna a fost ghinionist. Așa că Diana își întreținea literalmente soțul, permițându-i, după cum s-a exprimat chiar Călin, să se descopere pe sine. Ea a investit bani în proiectele lui, care au ars. A dat bani pentru investiții, deși bărbatul nu cunoștea nimic în domeniu. El locuia în apartamentul ei, dăruit de către tatăl ei, se îmbrăca și mânca pe banii ei, iar acum aducea femeia acasă. După o sticlă de vin și două ore, ușa de la intrare s-a deschis. Călin a intrat și a bombănit. S-a dus în dormitor, iar apoi a înjurat și mai tare. Diana l-a auzit sunând pe cineva și apoi a început să strige: Unde este angajata voastră? Unde a fugit? Casa e un dezastru. Pentru ce achit eu banii? Cum adică au lăsat-o să plece? Cine a plătit? Care proprietară? Călina a închis telefonul în nas. În apartament s-a făcut liniște. Diana stătea în bucătărie, se uita la firimiturile de baghetă, adunându-le cu degetul. În cap îi băzea din cauza băuturii, iar obrajii îi ardeau. În cele din urmă se auzi răpaș. Călin se duse la bucătărie atât de încet, de parcă i-ar fi fost teamă de ceea ce ar fi putut vedea acolo. Diana, a expirat el, înghețând în prac. Cum ai ajuns aici? Pe buzele femeii a apărut un zâmbet. Cum am ajuns în casa mea? A întrebat ea, ridicând privirea spre soțul ei. Puteai să întrebi altceva. Am cheia de la casă, Călina tăcut. Diana a hotărât să continue singură. Nu-i plăcea să o colească. Ai dat o petrecere, nu-i așa? Diana, nu e ceea ce crezi. Să nu îndrăznești. Femeia l-a întrerupt rigid. Să nu îndrăznești să mă minți în față. Nu știu de cât timp m-ai mințit până acum, dar să nu îndrăznești să mă minți acum. Nu vreau să devii și mai jalnic în ochii mei. Cine este ea? De cât timp se întâmplă asta? E ceva serios. Diana nu știa dacă vestea că bărbatul avea o relație amoroasă sau o aventură de o noapte îi valina durerea. Dar spera să nu fi fost o proastă pentru mult timp. Doar că în zadar, Diana, tu ești de vină. S-a înfuriat bărbatul. Îți dai seama cât de mult ai muncit în ultimul an. Dacă nu munceai, erai în spital, alături de tatăl tău. Tata e bolnav. Cum îndrăznești să spui asta? Iar slujba mea. Cineva trebuia să muncească pentru a plăti facturile. Și să-ți întrețină viața ta luxoasă. Tu mereu te căutai pe tine însuți. La 30 de ani. Tu ești ba om de afaceri, ba acționar. Diana și-a amintit că, recent... Bărbatul a investit în ceva ce nu pricepea, încredințându-se zvonurilor, dar a pierdut bani. Pierduse o grămadă de bani. Asta e. Știam eu că o să dai vina pe mine. s a furiat și mai tare călin. Eu am văzut. Felul în care mă priveai. De la înălțimea succesului și amăreției tale. Pumpariu că te gândeai cât de neînsemnat era soțul tău. Eu? Niciodată nu am. Minciuni. Se indigna bărbatul ai observat vreodată că toată lumea din jurul meu îmi spune soțul lui Gonciaruc. Deci Gonciaruc este numele meu de familie. Dar eu, după căsătorie, am devenit un apendice al tău, de parcă aș fi luat numele de familie al unei soții de succes. Ești gelos. Femeia a sărit în picioare. Dacă da, de ce ai mai rămas cu mine? Trebuia să găsești pe cineva care să nu-ți încalce orgoliul tău exorbitant. Iar eu chiar mi-am găsit o persoană care mă apreciază și care știe de ce are nevoie un bărbat. A declarat Călin. Diana s-a clătinat, fie din cauza șocului, fie din cauza alcoolului. Excelent! Atunci pleacă la ea, poftim? Ești din casa mea, Goncharuc. Și ia și numele de familie cu tine, a spus Diana cu hotărâre. Atunci aroganța lui Călin a dispărut instantaneu. Privirea lui a străbătut fața soției sale. El s-a repezit la ea, a îngenunchiat, Diana, am început greșit. Vreau să spun. A fost o greșeală. Un moment de slăbiciune. Femeia aceea nu valorează nimic. Sunt un idiot. Am căzut în plasa vorbelor dulci. Eram biat, înțelegi? Bombă în el, încercând să se agațe de mâna Dianei, pe care aceasta o trăgea. Dă-mă o a doua șansă. Realizează doar că te-ai îndepărtat atât de mult. Eram îngrijorat, am crezut că ai devenit rece cu mine. Dragostea asta programată între întâlnirile tale de afaceri, de ce? De ce încă încerci să mă faci să mă simt vinovată că te-am înșelat? Eu divorțez de tine, ai înțeles. Tatăl meu m-a învățat să nu dau oamenilor a doua șansă. A strigat Diana, împinându-le pe bărbat departe de ea. Incapabil să-și păstreze echilibrul, călina a gemut și a căzut pe gresie. A privit-o pe Daria cu mândria rănită. Haide! hai să divorțăm, a strigat el, ridicându-se în picioare. Dar știi ceva, nu plec cu mâna goală. Ce tot spui acolo? S-a încruntat femeia. Apartamentul, pe care îl adori atât de mult, va fi jumătate din proprietatea dobândită. La fel ca și casa de la țară, împreună cu florile tale. Și mașina. Și banii. Și să nu te aștepți la o judecată ușoară, așuierat bărbatul furios, ca și cum s-ar fi gândit deja la asta. "Ce, Călin, trezește-te. Nu ai contribuit cu nimic la căsnicia noastră", s-a supărat Diana. "Să vedem ce au de spus avocații. Nu ai semnat un contract prenupțial, iar apartamentul ne-a fost dat de către tatăl tău la nuntă. Așa că e vina ta." Pe fața bărbatului a apărut un zâmbet perfit. Diana a fost șocată. Îl iubea pe acest bărbat, chiar de curând, chiar în această dimineață, și acum nu-l mai recunoștea enervându-se foarte tare, i-a ridicat mâna și l-a pălmuit. Fața lui Călin s-a strâmbat, iar nările i s-au umflat. Și atunci și-a pălmuit și el soția. Durerea a străpuns obrazul Dianei, iar pielea s-a părea să se aprindă. Călin, ca și cum și-ar fi dat seama ce făcuse, a bombănit din nou. Îmi pare rău. N-am vrut să. Dar ai făcut-o tu săți. Eu însemi, s-a gândit Diana, cufundându-se în durerea fierbinte. Eu singură sunt de vină. Ce nemernic! Diana și-a luat geanta și a ieșit în grabă din apartament. Bărbatul s-a repezit după ea, strigând-o, îndemnând-o să-și vină în fire. Când femeia s-a așezat la volan, el a bătut cu mâinile în geam, apoi pe capotă. Însă Diana a apăsat accelerația, iar soțul a trebuit să dea înapoi. idiot -o. A strigat călin în urma ei. Nu pot să nu fiu de acord, a șoptit femeia plângând, ieșind cu mașina în spatele barierei din curtea privată. Diana a condus pe autostradă, încercând să o sune pe singura persoană apropiată, pe sora ei. Numai că Maria nu a răspuns la telefon. Tonurile de apel răsunau unul după altul. Haide, hai! A implorat Diana, ștergându-și lacrimile de pe față. Vederea ei se încețoșa. Totul se învolbura în fața ochilor ei. Când femeia a încercat să formeze din nou numărul surorii sale, telefonul i-a alunecat din mâini. Femeia a mărit, realizând că acesta căzuse între pedale. Înainte de a se apleca, vocea surorii ei a răsunat în interiorul salonului. Alo, a spus Maria. Surioară. A strigat ușurată și cu voce tare Diana. Vin la tine, Maria. Iar apoi, o pisică neagră a țâșnit pe drum. Femeia a țipat și a întors instinctiv volanul. N-a putut să-l controleze. Era întuneric. Probabil că pisicile negre aduc ghinion. Starea ei este stabilă, iar semnele fizice sunt normale. Dar nu putem spune când își va reveni, a auzit Diana vocea doctorului. E ca și cum ar fi adormit, dar nu e chiar o comă. Nu înțelegem ce se întâmplă. Nu era prima dată când auzi asta? Timp de câteva zile, Diana înțelegea perfect ceea ce se vorbea în preajma ei. Dar nu putea să răspundă sau să deschidă ochii. Era ca și cum ar fi fost suspendată între două lumii, fără să știe încotro să se îndrepte, spre liniștea salvatoare sau spre lumea în care fusese trădată. Nici corpul ei nu se mișca. Uneori voia să miște un deget. Voia să cânte cântecul pe care asistenta Eliza îl fredona mereu. Și voia să râdă la gluma doctorului, pe care o spunea în salonul ei. Dar nu putea. Și așa, auzea din nou conversațiile altora. Sentimentul era neplăcut. Ea era subiectul de conversație, iar a discutat despre o persoană în fața ei, ca și cum nu ar fi fost aici. Era un fel de manieră proastă. Astăzi, însă, era deosebit de rău. Călin a intrat în salon. El era cel pe care ea îl credea vinovat pentru internarea ei pe patul de spital. Vocea bărbatului era îngrijorată, dar sperăm la ce e mai bun, nu-i așa? A întrebat el cu speranță. Doctorul s-a grăbit să-l liniștească. Apoi Diana a auzit un plâns. Inima ei s-a strâns. Era sora ei mai mică care plângea. Maria încetează. Trebuie să fii mai puternică. Principalul lucru este ca supraviețuit accidentului. Și că drumul era gol, altfel. Încă nu i-am spus tatei. Mi-e teamă că inima lui nu va putea suporta. A șoptit Maria cu o voce frântă. De ce a făcut asta? Să conducă beată. M-a sunat, înțelegi? Și n-am apucat să răspund la telefon nu te învinovăți, a consolat-o Călin. E vina mea, ne-am certat. Doctorul a tușit cu tact, cred că o să vă las singuri. Asistenta va fi aici în două ore. Puteți rămâne cu ruda dumneavoastră. De îndată ce ușa s-a închis în urma doctorului, în salon s-a făcut liniște. Maria s-a oprit din plâns. Diana nu și-a dat seama imediat că sora ei era cea care vorbea. Tonul ei se schimbase atât de dramatic, că la naiba. Cât timp trebuie să mai joc tragedia asta? A bombănit ea. Ar fi bine să mai dureze. Poliția voia să știe ce o supărase atât de tare pe Diana. A trebuit să spun că ne-am certat din cauza incapacității ei de a avea copii. Și a investiției mele. Am spus că am avut o cină romantică, care s-a terminat cu un scandal. Noroc că Diana a aruncat vasele mai înainte, ceea ce a fost o dovadă bună a cuvintelor mele, a spus că nemulțumit. Dar tot m-am făcut de râs era mai bine să apar în fața publicului ca un trădător. A întrebat pe un ton acuzator Maria. De fapt, nu aud nicio mulțumire. Se înverșună Călin. Am încasat eu un în sum lovitura, Maria. Am mituit-o chiar și pe fata de la firma de curățenie ca să tacă. Sau vrei ca logodnicul tău să știe detaliile despre locul unde ți-ai petrecut weekendul? Și cine anume mi-a încălzit patul în ultimii doi ani? Apropo, să fii un soț infidel e mai bine decât să-ți trădezi propria soră. Diana nu înțelegea de ce nu-i sărea pulsul și nu-i bubuiau aparatele din cauza isteriei. Ea credea că exact așa va fi. Ceea ce a auzit a aruncat un șoc. Probabil că totul este un vis urât, provocat de medicamente, s-a gândit ea. Numai că cearta dintre îndrăgostiți, soțul și sora ei, era reală. Ei habar n-aveau că pacienta era conștientă și că auzise totul. Dar ea nu e sora mea biologică. A Maria. Nu o pot suporta. Întotdeauna a obținut totul mai ușor și mai simplu. Iar eu am muncit pe brânci ca să-i fac pe plac tatălui. Pe când Diana putea să pocnească din degete și toți se uitau doar la ea. Știi, aș fi vrut să fi murit în accidentul ăla. Atunci totul ar fi fost mai ușor. Aș fi fost singura moștenitoare a mărcii. Fața acestei mărci. Fica preferată. Nu aș mai fi rămas în umbră. Înțeleg, a spus Călin, strâmbând din nas. Ea știe cum să pună în umbră. Diana era îngrozită. Știa că Maria avea un logodnic. Un bărbat bogat și chipeș, pe nume Răzvan. Ea nu înțelegea de ce ar avea nevoie de Călin al ei. De ce? Oare dorința ei copilăroasă de a-i lua jucăriile surorii ei crescuse odată cu ea? Voia să ia viața Dianei, să ia totul din ea. Tot apăsa pe mila ei. Amintindu-i ce copilărie groaznică avusese, făcându i pe Diana să se simtă vinovată. Ca și cum ar fi fost vina ei că tatăl ei o iubea pe ea, pe Daria. Sau de faptul că erau bogați. Sau că studiile și munca îi veneau ușor, datorită talentului și capacității ei de concentrare. Însă abia acum Diana se gândea că Maria nu întrebase nici măcar odată cum a fost să crească fără mamă. La urma urmei, și Diana i-a fost greu. Călin și Maria au început să se certe. Își dădeau vina unul pe celălalt, hotărând ce să facă în continuare. Dacă se va trezi, trebuie să faci totul pentru ca starea ei să fie cât mai redusă, a rostit Maria. Mi-ai promis că o vei părăsi, călin. O vei zdrobi. Și am să-mi țin promisiunea. Dar tu însuți, de fapt, ai o nuntă care se apropie. Mă căsătoresc pentru banii lui răzvan și pentru că am nevoie de un avocat. Am nevoie de averea tatălui meu iar eu pe tine te iubesc, tu știi asta, a tors Maria. Apoi a intrat o asistentă și conspiratorii au plecat. 24 de ore mai târziu, Diana a deschis ochii. Când ea a mai prins la puteri, Călin a fost chemat în salon. Acesta, văzând-o pe Diana, a devenit palid. Numai că soția lui a zâmbit, dragul meu, ești aici, și-a îndreptat către el mâna stângă slabă, căci mâna dreaptă era în gips. Ce s-a întâmplat? nu mă amintesc nimic. Și doctorii nu mi-au explicat prea bine. Nu ți amintești. A șoptit el Diana și a încruntat fruntea. Ultimul lucru care a rămas în conștiință este călătoria în Franța. Medicii spun că am amnezie selectivă din cauza accidentului. Fața lui Călin a sclipit de uimire, apoi de ușurare. El s-a repezit la soția lui și a îmbrățișat-o. Soarele meu, ce îngrijorat am fost! A șoptit el. Diana a cerut o găleată voia să vomite. Medicii au crezut că era de la medicamente. Nu mai știa că era din cauza mirosului soțului ei. Mirosea a parfumul Mariei, dulce îmbătător. De ce nu te dăduse seama de asta până atunci? Și așa a trecut o săptămână. Diana se pregătea să fie externată. Din fericire, nu fusese grav rănită în accident. Femeia se lovise la cap și se rănise la braț. Acum, în poala Dianei se afla o carte. Ea se uita la ea, dar nu putea vedea rândurile. Nu citise niciun rând de oră. Și cum ar putea să-l compătimească pe eroul romanului, când o tragedie mai mare decât pasiunile șachespiariene se joacă în realitate? În capul Dianei începea să se formeze un plan. Simplu, foarte simplu, dar nu avea nevoie de patetism, ci doar de eficacitate. Urma să facă primul pas spre realizarea lui, dar acest pas o conducea pe o pantă alunecoasă, pe unde nu mai umblase până atunci. Femeia își mușca buza și se gândea: se va decide ea sau nu? Când femeia a auzit conversațiile și râsetele asistentelor din afara salonului, s-a speriat. Ochii s-au îndreptat spre portmoneul pe care îl pregătise. Trebuia să se hotărască. Ușa s-a deschis. A intrat o asistentă medicală, Felicia, cea cu care Diana reușise deja să se cunoască îndeaproape. Ea era o femeie grea, nu era tânără, mereu machiată și coafată. Haide! Sorina, o să servim un ceai mai târziu. A proclamat ea în urma colegei sale, apoi și-a îndreptat privirea spre pacientă. Cum te simți, Diana? Ești bine? Diana a dat din cap și și-a strâns mai tare portmoneul. Felicia, fredonând ceva pe sub nas, a rulat un cărucior cu medicamente. Ei bine, o injecție pentru viitorul somn. O să-ți dau un calmant și o să dormi ca un copil. O să-ți aduc niște chefir, murmură femeia, vorbindu-i pacientei ca și cum ar fi fost o elevă de grădiniță. Nu e nevoie de injecție, a șoptit Diana cu hotărâre. Ești sigură? Felicia s-a încruntat. Nu trebuie să rabzi dacă te doare. Diana a clătinat din cap. Sunt sigură. Totul este în regulă. Bine, fie cum spui. S-a bucurat femeia. Atunci o să mă uit cum ți se vindecă rănile și toate celelalte. Trebuie să spun că mă încânți. Puțini sunt cei care renunță atât de repede la calmante. O să ieși de aici destul de curând, dragă. Diana și-a privit portmoneul. Nu, ea nu refuzase medicamentele pentru că era frică de ace, sau pentru că durerea se diminuase. Nu era deloc așa. Ea tocmai realizase că voia să simtă durerea până la capăt. Atât durerea morală, cât și cea fizică pe care i-o provocaseră cei mai apropiați oameni. Ea o va reține și nu va mai cădea într-o astfel de plasă soțul dumneavoastră e foarte îngrijorat, împreună cu sora dumneavoastră. Au pus o groază de întrebări, a spus asistenta cu inima ușoară, crezând că o susține pe Diana, însă fiecare cuvânt pe care îl spunea punea un cui în capacul sicriului pacientei. Ce carte citești? A întrebat femeia, apropiindu-se. Este interesantă? Diana a început să se enerveze. Ea nu oferise niciodată mită chiar și atunci când încălcase regulile de circulație și fusese prinsă de un polițist rutier, fata nu acceptase să plătească pe loc pentru greșeala ei. Ea a cerut să-i se imită o amendă oficială. Totuși acum, că abia a reușit să iasă din cealaltă lume, perspectiva Dianei s-a schimbat puțin. Dar și principiile ei au fost struncinate. E interesantă, a dat femeia din cap hotărâtă. Scuzați-mă, aș vrea să o citiți și dumneavoastră. Poftim, Luați-o, Diana, încercând să-și controleze tremurul din degete, luă o sumă substanțială de bani, puse bancnotele între paginile cărții și o puse pe noptieră. Obrajii s-au înroșit. Îi era jenă. ce e asta? Se uimi femeia, aruncând o privire involuntară spre ușă, ca și cum ar fi putut fi urmărite. Nu se grăbea să pună mâna pe carte, însă Diana a observat că asistenta își freca palma brusc transpirată și marginea halatului. Apoi, Pacienta a simțit ușurarea și felul în care umerii ei s-au lăsat în jos. Ea vrea să ia banii ăia. În mintea ei, probabil că i-a cheltuit pe o geantă nouă sau pe ruj, și-a dat seama imediat Diana. Aceasta este mulțumirea mea pentru tratament, a zâmbit ușor Diana. Și pentru grija dumneavoastră, Felicia. N-ar fi trebuit să. Asistenta a aruncat o privire încruntată, apoi s-a uitat curioasă la pacientă. Mare este recunoștința dumneavoastră. Chefirul nu merită atât. Diana a dat din cap, fără intenția de a fi timidă. Am o favoare să vă cer. Femeia s-a încruntat, privirea ei trecând de la carte la Diana. Pacienta a făcut un pas înainte și a explicat rapid situația. Spuneți-i că sunt însărcinată. Soțului meu. El va veni mâine după amiază. Pur și simplu veniți cu vestea fericită și cu vreun certificat, eu nu pot. A strigat femeia. O să vă plătesc și mai mult, a insistat Diana. Nu vă faceți griji pentru consecințe. Nu vor fi. Nu voi spune niciodată nimănui despre asta. Asistenta și-a lins buzele uscate. Era evident cum sufletul îi era tulburat de îndoieli. Nu voia să încalce legea, dar își dorea mai mult să-și actualizeze garderoba. Diana s-a întins spre mâna femei și-a strâns degetele asistentei. Vă rog, trebuie să mă ajutați. Țineți-mi partea. Călino o să vă creadă. Nu va cere dovezi e la fel de naiv ca un copil, a implorat ea, apoi a aruncat un as din mânecă. Eu țin minte totul, Felicia. Sunt aici din cauza lui. M-a înșelat, în cel mai josnic mod cu putință. Vreau să regrete. Ajutați-mă! Asistenta s-a uitat la degetele pacientei care îi strângea mâna. Acestea tremurau și erau albe. Femeia a atins ușor degetele Dianei, le-a mângâiat, bine, a dat ea din cap, ascunzându-și privirea. Dar dacă află cineva, voi nega totul. Nu avem camere de luat vederi. Inima Dianei a bătut mai repede, iar zâmbetul ei a devenit mai larg. Bine. Minunat. Vă mulțumesc. Femeia a suspinat, apoi a clătinat din cap. Nu știu ce pui la cale, fată. Ai grijă. Eu te înțeleg. Eu însemi am trei copii, iar soțul meu ne-a părăsit. Ea și-a scărpinat bărbia, gândindu-se la propria soartă apoi i-a dat din cap, bine, odihnește-te. Apoi a uitat, dar a luat cartea, o voi citi pe îndelete, a murmurat asistenta în timp ce ieșea în grabă din salon. Când ușa s-a închis în urma ei, Diana s-a lăsat pe spate pe pernă și a privit tavanul la alb al salonului. Și-a atins buzele, realizând cu uimire că încă zâmbea. Și nu se putea opri. Ei bine, nu mai există cale de întoarcere, și-a spus în gând Diana. Nu mai ai pe mine cu minte, primește alta. Călin stătea în salon cu soția lui, ținându-i tandru mână. Într-o vază se aflau flori proaspete, pe care Diana le admira. Sunt frumoase, spuse ea. Trandafiri albi. Marie ei plac foarte mult. Într-adevăr, a întrebat uimit Călin. Credeam că și ție îți plac. Adică, tuturor fetelor le plac trandafirii, nu-i așa? Diana a zâmbit mai larg. Da, bineînțeles. Ai dreptate. Ea și-a privit soțul cu tandrețe în ochi, deși o flacără răbufnea înăuntrul ei. Cinci ani. Cinci ani de căsnicie. Dar el n-a reținut niciodată că ea iubea garoafele mici de tufă, cu butonii de un roz delicat. Când Cândva a spus, printre cuvinte, că iubește garoafele. Călina râs de ea. Ci că garoafele sunt florile care se oferă pensionarilor, se duc la cimitir și se pun pe monumentele funerare de 9 mai, Maria l-a susținut. Ea a chicotit a spus că adora trandafirii albi cu tulpin lungi. Oare chiar atunci Diana ar fi trebuit să înțeleagă totul? Dar cum? Cum să vezi răul în oamenii pe care îi iubești? Ea nu putea și a încasat-o pentru asta. Conversația cu soțul ei nu se lega. Femeia a început să se îngrijoreze, însă pe scenă a apărut la timp un al treilea personaj. Felicia s-a comportat ca și cum s-ar fi pregătit pentru un astfel de rol toată viața ei. A bătut la ușă și a intrat în salon, purtând cu ea invariabilul pahar de chefir. Diana, ți-am adus niște chefir, a cântat ea, iar apoi, văzându-i soțul, a zâmbit mai larg, oh, iată-le și pe viitorul tătic. Fața lui Călin s-a întins. Diana și-a fluturat mâinile, încă nu i-am spus, Felicia. Ah, femeia s-a speriat sincer. Am stricat surpriza? Scuzați-mă, pentru numele domnului. Călin și-a mutat privirea spre fața Felicei, Stânjenită și rozalie. Diana, ce se întâmplă? Soția a scos certificatul pe care Felicia reușise să-i aducă. Vom deveni părinți, călin. Medicii nu și-au dat seama imediat, termenul era mic. Dar astăzi am făcut din nou analizele. Așteptăm un copil. A zâmbit ea, iar pe genele ei au apărut lacrimi. Bărbatul a fost surprins, apoi și-a strâns brusc soția. Mă bucur atât de mult, draga mea a el Felicia a pus chefirul pe masă și a făcut din ochi, ieșind din salon. O săptămână mai târziu, când Diana a fost externată din spital, ea a decis să organizeze o mică petrecere. Vreau să invit pe Răzvan și pe Maria în vizită la noi. Nu ne-am adunat niciodată în patru până acum. Și nu avem pe nimeni mai aproape. A spus ea. Vreau să anunț că așteptăm un copil. Nu-i cam de vreme. A murmurat Călin, care nu era prea încântat de idee. O să-i aducă ghinion. Diana a râs. Despre ce vorbești? Sora mea nu-mi va aduce ghinion. Femeia i-a mai strecurat soțului confuz câteva hârtii. Semnează și aici, birocrația spitalișească. Până la urmă ești tutorele meu, iar eu nu pot semna. Brațul meu, vezi și tu. Ea a dat din cap, abătută, către gips. Călin, fără să citească, și-a pus semnătura și inițialele peste tot. Diana a zâmbit, punând în grabă hârtiile deoparte. Bărbatul nici măcar nu știa că, în afară de el, în salonul femeii se afla un avocat cunoscut. Seara, Maria și Răzvan au venit la ei acasă. Diana i-a întâmpinat cu căldură. Am pregătit totul așa cum îți place ție, surioară, a zâmbit femeia. Când cuplul a intrat în bucătărie, Maria a devenit palidă. Pe masă erau sfeșnice, aceleași pe care Călin fusese nevoit să le scoată din urnă. Căpșuni, nuci, paste cu fructe de mare. Cina era la fel ca la întâlnirea dintre îndrăgostiți. Călin și Maria s-au privit unul pe celălalt. Răzvan stătea de vorbă fără griji cu Diana. Râdeau, discutau chestiuni de afaceri. Răzvan era un avocat excelent. Diana s-a uitat peste umăr. Cei cu voi, de parcă n-ați fi rude. A întrebat ea încet. Surioară, ți-am cumpărat și un tiramisu. În frigider, buzele Mariei tremurau. Ea s-a uitat la fața surorii sale, dându-și seama că tot ce se întâmpla nu putea fi o coincidență. Iar mai apoi putem merge în dormitor, a spus Diana pe un ton vesel. Ce? a exclamat Maria. Păi, am pe laptop pozele de la recentul concurs al partenerilor noștri, a explicat Diana, zâmbind răutăcios. Cina decurgea ciudat. Diana și Răzvan discutau non-stop, după ce au găsit o mulțime de subiecte de discuție dar iată că și Maria nici măcar nu puteau să mănânce, doar își plimbau furculițele pe farfurii. După desert, Diana l-a luat de mână pe soțul ei, l-a privit cu tandrețe și s-a adresat invitaților, vrem să dăm o veste. Noi așteptăm un copil. Vei deveni mătușă, surioară. Maria s-a înverzit brusc de furie, având ochii îngustați. S-a uitat la Călin, zâmbind sec, felicitări, a murmurat vocea ei. Răzvan părea sincer încântat. E o veste minunată. Și eu visez la o familie mare, a spus el, atinând mâna Mariei. După cină, Diana l-a dus pe Răzvan în birou, lăsându-i pe îndrăgostiți. De la mine cina, de la voi, vase curate, a spus femeia, zâmbind. Aruncați totul în mașina de spălat vase, iar eu mă voi consulta cu Răzvan în legătură cu campania publicitară, pe care niște ticăloși au vrut să o dea în judecată pentru drepturi de autor. Știi, Maria, logodnicul tău e miraculos. Atât de priceput în domeniul legilor. Întreprinderea noastră are nevoie de un astfel de avocat. Haide, nu sunt atât de bun, a gesticulat răzvan stânjenit. Călin și Maria, de îndată ce au rămas singuri, s-au năpustit unul asupra celuilalt. Ce naiba se întâmplă? A trecut Maria la o șoaptă furioasă. Toată cina asta, vin, căpșuni, călin s-a scărpinat la ceafă. Nu știu. Doctorii au spus că memoria poate reveni selectiv. Poate că s-a întâmplat ceva de genul ăsta. Nu-mi pasă, a clătinat din cap Maria. E însărcinată, călin. Ai spus că-i dai pastile în loc de vitamine ca să nu poată concepe. Ai spus că copilul va veni numai de la mine. Eu i le-am dat. Poate că e dependentă de ele, le ia deja de un an de zile ai scuze pentru orice. Cum ai putut să-mi faci asta? A șuierat Maria, lovindu-le pe bărbat în piept. Maria, și tu ești bună. Uite ce logodnic de succes ai. Diana nu a făcut decât să-l admire toată seara. Tot se uita la el. L-a și atins, a râit călin, rănit de complimentele soției sale. Și ce? Nu-mi spune că ești gelos. O iubești. Maria s-a negrit de furie. Călin a murmurat ceva, iar Maria a gemut. Bărbatul s-a topit imediat, a atras-o pe femeie la el, păi, de ce să plângi, Maria? Te iubesc, sincer. Doar că vestea despre copil m-a făcut să mă pierd cu firea. Ea mereu face asta. Își șterse Maria nasul. Mereu e cu un pas înainte. Tu deja ești gelos. Și ce se va întâmpla dacă va naște? La naiba, eu am vrut să-ți fac un copil. Eu. Ai răbdare, scumpo. Bătrânul se va pensiona în curând și ți va lăsa totul ție. A liniștit-o Călin. În acel moment s-au auzit aplauze. Răzvan și Maria s-au întors în bucătărie. Răzvan nu părea surprins. Iată, așa cum ți-am spus, a spus Diana, adresându-se bărbatului. Acesta a dat din cap și s-a uitat cu indiferență la logodnica lui. Maria, sunt încântat, a spus el. Nu cred că ar trebui să mai fi designer. Încearcă-te în calitate de actriță. Ai reușit să mă păcălești, nu-ți face griji, l-a liniștit Diana, încrucișându-și brațele pe piept și sprijinindu-și umărul de tocul ușii. Nu e vina noastră că avem încredere în cei pe care îi iubim. E vina celor care șterg picioarele pe încrederea noastră. Maria și-a revenit în fire înaintea lui Călin. Răsuflând greu, roșie de furie, a țipat, nu-mi pasă. Ce? Credeați că ne-ați prins? Și cine va fi cel care pierde? Oricum l-ai convins pe tata să-mi cedeze mie compania. Testamentul deja este întocmit. Te voi concedia imediat ce voi fi la conducere. Iar bătrânul nostru, dacă nu va muri azi, atunci mâine. Iar călin te va lăsa fără proprietăți. E clar? Diana, nemai putând să suporte, izbucni în râs. Păcat că însuși călin a semnat actele prin care se refuză de proprietatea mea. Nu-i așa, domnule avocat? S-a uitat ea veselă la răzvan. Avocatul a dat din cap, a scos din servieta cunoscută deja de către Călin un document semnat în spital, este corect. Conform legii, a dat el din cap, zâmbind. Eram acolo în momentul semnării renunțării la proprietate după divorț. Și tu, Călin, ai semnat de asemenea și actele de divorț. Maxilarul lui Călin aproape că s-a lovit de podea. El era înlemnit. Dar asta nu e corect. N-am știut ce semnez. E o fraudă. Și tu nu erai acolo. Răzvan însă, nu l-a ascultat pe bărbat. El se întoarse deja spre Maria, testamentul va fi și el renuit. Echipa mea de avocați și notari se ocupă deja de el, cred că discursul tău de astăzi va fi un argument important în favoarea acordării tuturor bunurilor Dianei. El i-a arătat femei în registratorul pe care fusese înscris dialogul conspiratorilor. Ce să spun? Bineînțeles, Maria și Călin au încercat să nege totul. Maria chiar a vegheat la căpătâiul tatălui său, dar a venit în camera lui pentru prima dată de când acesta s-a îmbolnăvit. Așa că el nu a crezut în discursurile ei. Toată averea i-a revenit Dianei. La insistențele lui Răzvan, care s-a ocupat de această chestiune, tatăl le-a lăsat soției și Mariei firimituri din averea sa, pentru ca acestea să nu poată contesta testamentul. Dacă nu le-ar fi lăsat nimic în urma lui, doamnele viclene ar fi putut duce o lungă bătălie juridică dar acum au rămas cu o troacă spartă. Da, și mama vitregă a fost implicată în înșelăciune. Diana a preluat compania. Răzvan a preluat funcția de avocat, iar apoi a devenit mâna dreaptă a Dianei. Brandul de îmbrăcăminte a devenit global, sub conducerea lor. Călin și Maria au fost împreună o vreme, dar apoi s-au despărțit. Călin s-a întors în orașul său natal, în apartamentul mamei sale. Acolo s-a apucat de băutură bărbatul așa și nu a reușit să obțină nimic în viață. Maria și-a găsit un alt logodnic și a dispărut de pe radarul fostei familii. Diana nu a căutat-o, ea și-a început viața de la zero. Și iată acum, la doi ani de la accident, Diana se afla sub barcă. Avea un copil sub inimă. Acum cu adevărat. Termenul era mic, doar o lună. Femeia nu spusese încă nimănui. Voia să le facă o surpriză. În viața ei, totul se așezase acum nu mai avea trandafiri spinoși, ci o mulțime de garoafe mici și roz. Răzvanile dăruia. Anume el stătea acum în fața ei. Bărbatul ei iubit, complicele ei, partenerul și prietenul ei în nenorociri, care urma să devină ceva mai mult, dacă ea răspundea la întrebare, vă rog, să răspundeți la întrebare, mireasă. Diana trase aer în piept și spuse încrezătoare, da, probabil că pisicile negre aduc nenorocire. Dar poate că ele doar le oferă oamenilor șansa de a-și schimba viața. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă abonați la canal pentru a nu rata noile istorii. Toate cele bune vă doresc și ne reauzim în curând. Pa, pa!